Deci facem 100.000 și eu să zic ție, da, la tot ce îmi spui tu să fac. Da? Da? Deci fii atent că ai promis aici pe cameră. Da, cred că tu nu ești pregătit. Eu? Salut și bine v-am găsit la partea a doua în care eu cu Andreea aici spunem da la tot ce vrea Maria timp de o zi. Am făcut și anul trecut prima parte, s-au strâns undeva la 110.000 de like-uri. Mi se pare incredibil, așa că toată lumea a vrut partea a doua de atunci, a trecut mult timp. Maria a vrut și acum, a mai crescut, probabil că trebuie să stăm bine și pe, știți ce zic, că de data asta probabil deja are o listă, am eu așa impresia că știe ce trebuie să facă. Dar uitați-vă puțin cum seamănă între ele, deci doar așa, uitați-vă puțin, dacă nu, unul la unul direct. Gata, îi dăm drumul la treabă, apăsați și voi buton de like, ia să vedem la clipul ăsta câte like-uri să facem. Dacă l-am făcut 110.000, oare putem să mai facem încă 100.000, ce zici? Strângem? Da. Hai să vedem, dați like acolo, forță. Și de acum, na, nu știu, aștept să văd ce ne spui tu și bineînțeles că noi nu putem să răspundem decât cu da, toată ziua. Ești pregătită, iubita? Eu da. Bun, primul lucru pe care vrei să mă întrebi, nu știu, habar n-am, ca să pornim din loc, să zic așa. Păi dacă stau bine să mă gândesc, prima oară să mergem să mâncăm, că mi-e cam foame. Da, bineînțeles că mergem, n-avem cum să răspundem decât cu da. Oricum, vedeți, da, schimbarea, adică dacă vă uitați la primul vlog, cred că era așa mai emotivă, mai altceva, acum a mai crescut, e altceva, emoție, deja s-a învățat cu camera un alta, mâine, poi mâine Maria cu vlog, direct, bam, 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 canal de YouTube. Deci vrei să mergem să mâncăm, da? Bine, mergem să mâncăm atunci și alegi tu, de fapt ne zici tu acolo ce vrei, habar n-am, și noi acceptăm ca altceva. Da, nu avem oricum de ales. Nu prea avem de ales. Deci să-mi spui la ce trebuie să zic da, ce vrei. Piept de pui, cartofi pai, aproape că mănânc ca mine, eu numai când mănânc cartofi pai. Și o limonadă? Zicem da și la aia, putem să zicem nu, nu avem ce să zicem. Imediat acum... Eu zic oricum e ușor. Aici, da, nu? A început bine, a început bine. Oricum n-avea ce să mănânci. Uite la ea așa un pic și putea să mănânci. Nu știu, habar n-am. Sincer, mi-ar plăcea să fac și o challenge-ul ăsta și să-mi spune cineva la da, tot ce vreau eu. Și mie mi-ar plăcea, de exemplu. Să-ți spune o dație? Da. La tot ce vrei tu? Da. Să facem un episod din ăsta, ce ziceți? Câte like-uri facem? Câte like-uri facem? 100.000? Da. Deci facem 100.000 și eu să-ți zic ție, da, la tot ce îmi spui tu să fac. Da? Da? Deci fii atent că ai promis aici pe cameră. Da, cred că tu nu ești pregătit. Eu? Da, spun că v-aș grava 100.000 de like-uri, că eu sunt pregătit, chiar sunt curios să văd ce m-ar pune Andreea să fac, la ce ar trebui să zic eu da. Până vine mâncarea, am o întrebare. Te bucuri că Andreea face nunta? Ai emoții? Da. Da? Aștepți? Da? Tu i-ai arătat rochia tu ei? A văzut-o? Da, aștept. Numai eu nu știu cum ar veni. Eu de ce nu trebuie să văd și eu? Că nu mai e același impact când te văd? Păi oricum o să plâng de la început până la sfârșitul nunții, o să plâng non-stop. Bine, o să plâng de bucurie, ca să știți, nu că Doamne ferește, plâng de fericire. Da, mă rog, are și ea dreptate, că na, m-aș plictisi cum ar veni dacă aș vedea-o de acum, atunci n-ar mai fi același impact, da. Deci, cum a zis domnișoara Maria, am spus da la tot ce trebuie, avem aici, avem aici, avem și limonada. Mulțumită, totul bine? Deci totul bine, da? Poftă bună, revenim când termină de mâncat. Gata, a terminat și Maria de mâncat, îmi pun și ăsta frumos centura aici, că merg cum trebuie. Iubita mea aici. Așteptăm să vedem la ce dăm următorul da de la tine. Nu știu, habar n-am. Păi am văzut că ai pus la pescuit, la zaga-zaga. Așa. Și acolo. Mă gândeam că zici că vrei să mergem la pescuit, că era... Aoleu, aoleu, aoleu. Deci vrei să mergem la zaga? Uh-huh. Mergem la zaga, da, mergem. Putem să spunem altceva? Sigur, mergem. Mergem, 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 mergem. Apropo, în caz de vă cazați sau alte lucruri, aici intervine cum ar veni cu marketingul meu. În caz de vreți să vă cazați sau așa, folosiți codul IBM10 pe site pentru că aveți reducere. Am văzut că unii chiar ați mers și v-a plăcut și v-a ajutat și reducerea mea, asta zic. Dacă tot am reducerea de 10% acolo, până la urmă economisești niște bani, adică nu strică. Acum te-am adus aici unde ai vrut, aștept să-mi spui ce vrei. Mergem la Aventura. La Aventura Park? Uh-huh. Și ca să vedeți câți băiat ca lumea, chiar dacă eu am o reducere pentru voi aici, o să face totul pe gratis cum ar veni. Bonul aici s-a plătit, ca să se înțeleagă. Mergi în trailerul ăla greu, Maria, tu ești copil mic. Bine, ești mic, dar ai înțeles tu. Ești pregătit să vezi? Da, eu. Ia dacă e pregătit. E un butoi acolo și trebuie să treacă prin ăla pe acolo. Abia aștept să văd. Hai că-ți arăt oriunea. Hai să te vedem. Te frică? Da.
Hai mă, Maria, că ești mare, cum să-ți fie frică? Ăsta e abia primul nivel, dar uite ce aici, așa, câte nivele din astea mai sunt. Bine, aici sunt pe nivele, ăsta e cel mai ușor, nu? Cum ar veni? Da. Ei, și după vine din ce în ce mai greu, ca să zic așa. Păi și cum, trebuie să stea în butoi acolo așa ghemuită? Așa, și acum te tragi de cablu negru până pe partea cealaltă. Asta îmi place, jur. Dar nu le trebuie să facem din ăsta mâncat aici gura. Asta tăiem un butoi din ăsta și ne facem din asta. Bagă, bagă, bagă. Trage constructorule, hai. Aia zic, alpinist. Gata. Fără, ăsta e forță rău. Și sari în față. Aia zic. Nu, dar îmi place și mie mâncava și gura voastră, dacă nu. Sunt mai rău ca un copil mic eu. Ia uite. Îl termină și pe ăsta, al doilea nivel, cum ar veni. Nu știu de aici dacă se mai bagă, dar e bine. Am ajuns aici unde îmi place mie. Ia uitați. Direct pe-n plasa asta, pe aici. Mișto asta, nu? Chiar e mișto asta. Gata, l-ai terminat și pe ăsta, bravo. Vrei să te dai în aia mare? Nu. Ai curaj? Ia, nu, da. Deci eu zic da la aia? Uh-huh. Bine, fii atent că ai zis aici pe camera, acum nu mai dai înapoi. Uite aici. Sper. Zis, am zis da eu. Ca să nu, știi. Nu, dacă mi-e frică tăiem, gata. Nu, no, asta lasă așa pe vlog, ca să știi. Nu te mai duci. Haide. Nu te mai uita așa mult în jos. Ia uitați unde urcă. Bam, ce vorbești? Poți, da, cum să nu facem? Nu fără probleme, nicio problemă, haide. Mihai, ține o cameră așa și ne facem aia. Hai, la mine, mami. Cu drag, nicio problemă. Te salut. Pa, pa. Cum a fost? Te-a plăcut, nu? Turi, te dai data viitoare. 20. Multe, dezechiparea, gata. Gândește-te la ce trebuie să mai zic, da. Bine? Mă gândesc, da. Bine. Puneți. Poți să vedem băieții mei? Cum să nu, cu drag. Fără nicio problemă, doamnă, cum să nu. Nicio problemă. Nu mă supăr, cum să mă supăr. Îmi face plăcere. Dar sunt aici? Nu, sunt aici, dar ca a, okay. Da, au 20 de ani și 16 de ani. A, sunt mari. Da, de sunt mari. Mulțumesc, apreciez. Apreciez, apreciez, da, puteți, haide. Dacă tot suntem la Zaga, așa. Să ne plimbăm și noi la cu barca, ce da. Ok, mergem și cu barca. Ce să facem? Mergem cu barca. Așteptăm să vină Andreea și... Mergem la barca, ce să facem? Da? Mai facem și partea a treia? Da, facem. Normal, facem și partea a treia. A patra, a cincea, a șasea, a șaptea. Mai... Până la 200, normal. Cine de la pedale? Este întrebarea. Tu și cu mine. Cine, Maria? Răspund eu, răspund eu, tu dai. Normal. Bă, mi-am luat mașină, ca idei, dar să nu mai au comentarii. Că, băi, Badane, că tu când îți iei mașină, că permiți, ia vedeți. Și manuală din asta, adică electrică ca lumea, nu poluează, nu nimic, să nu mai au comentarii și din astea. Da? Ce îți place, nu? Da. Când nu dai tu la pedale, nu? Uh-huh. E bine. Ia pe atent ce forță să bag. Ia picioarele de acolo. Am luat. Lasă-mă pe mine. Îți place, măi? Da, să mai faci tu o leacă de sport, așa, așa. Și așa-ți bătrân ai vrut să spui, nu? Asta ai vrut să maxim, direct. Păi să zic și așa n-ai mai făcut de mult, da? Gata, mă, mi-a dat și mie două, trei firi de păr pe aici, pe-n barba. Și așa, mări are nunta anul ăsta și trebuie să arate bine, nu? Ce, ce vrei să spuneți? Că sunt gras sau cum? Nu, nu, nu. Am ajuns pe lacul mare, unde dau eu la pescuit aici. Când vin și stau la pescuit la Zaga Zaga. Acolo sunt căsuțele, nu știu dacă se vede de soare. Ei, și acum merg mai acolo în față, unde duceam eu cu bărcuța, unde plantam pentru pescuit. Unde stă crapul la forță, la mare, la stufă acolo. Maria, da. Nu vrei să faci în schimb să dai tu la pedale? Nu. Nu vrei, nu? Crezi că scoși eu un dat de la tine. Oricum, am picioarele așa după aia mușchi la barca asta, nu mai pot. Și mai am și asta pe mine și asta, dar asta trebuie să o ținem ca așa normal. M-am transpirat-o, nu știu de voi. Tu nu ești curios ce mai urmează? Ce să zic, da, sunt, îți transpirat-o, nu mai pot, am dat la pedale. O gură de apă, unde? A, uite aici, nu mai pot. Ce bine era acum la pescuit frumos cu lagul căsuțe să stau eu frumos. Au, au, au. Dar eu la pedale, dar nici măcar n-ajung eu. Da. De-abia nu știu dacă la pedale. Ne mișcam viteza mergului. Vedem ce se mai întâmplă. Dar ți-a plăcut ce ai făcut până acum? Tot?
Absolut tot? Da. Capitanu, IBM Family a adus echipajul în siguranță, da? Uite, am ajuns la port aici frumos. Să nu-mi au comentarii. Bine, cu mici excepții, așa, am dat din purta omului, cer scuze. Și eu m-aș fi enervat și eu cu pescuitul, dar mai greu cu volanul. Maria, o notă te rog frumos să-mi dai. 10. 10? Măcar 10 de la tine, că în rest nu mai pot de picioare. Ce să mai, să-mi dea permisul de barcă, frate, să-mi dai permisul acum la urmă. De barcă că... Hai, da. Bun, deci plecăm de la Zaga Zaga, ai zis, da? Și unde mergem? La Pepco. La Pepco? Ce poate să fie de la Pepco, biți? Biți, e fi surprins la de la Pepco. Sunt multe lucruri acolo? Pepco este magazinul meu preferat, nu știi detaliul ăsta. Orice înseamnă bani ca și cadou de ziua ei, așa, te-ai cheltui la Pepco. Deci ce să mai ai, trebuie partenerea cu Pepco ție. Da. Mergem acolo acum, ce să facem? Știți care e problema? Că în care furți multe magazine ca idei. Este? Da, așa să mergem în multe din ziua. Ce să zic, acum da, mergem în multe. Da. Maria este fată. Așa. Și? Și fetele cu shopping-ul. Ah, da, ok. Da, da, am zis ceva. Așa că e mai mică și poate, na, de la o vârstă e cu shopping-ul ăsta. Nu, nu? Revenim de la Carrefour înseamnă, nu? Da. Bine. Hai să vedem, a luat și coș aici, tot ce trebuie. Așteptăm să vedem. Pune acolo, pune, pune, că eu zic da la orice. N-am ce să fac, aia e. Umple, fă-l cu vârf, așa, în sus. Dacă îmi trebuie și mie ceva, pot spun tot. Da, nu, că ți nu zic da acum, că nu-i challenge-ul tău, nu se poate, deci. Păi, fac no, 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 nu se poate așa. O să pune. Asta. Ok. Și asta? Deci pui pe foaie așa. Asta și pun din ăla cu creionul. A, faci formele. Așa și faci, ok. Uite ca aici, vezi? Da, 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 am înțeles, am înțeles. Parcă arată mișto, nu? Hai bine, că zic da acum, ce vrei. Hai, pune. Ce să mai? Da, da, pune acolo, pune, pune. Pune, mai luăm un coș, nu-i problemă, ce să vrei. Și o umbrelă. Da, Maria, dar vine vara. Vine vara, când mai plouă? Mai plouă peste 5 ani. Ok, ia-ți, ia-ți dacă vrei. Ia-ți, nu, poți să-ți iei. Eu asta îmi place mie. Asta cu câini, știu. Ia-o pe care vrei tu. Ok. Vreau am scăpat ieftin aici, dacă mă întrebați pe mine, cât vreo 100 de lei, cred, nu? Da, 80 ceva. A fost ok, a avut milă de buzunar meu, ca să zic așa, unde mergem acum? În Carrefour? Da. La rechizite, hai să-și ia de școală, tot de școală, cum ar veni, hai să mergem. Vine vacanța. Da, ea vine vacanța și a rechizite, dar hai, le zicem, da, la ce are ea chef. Arată-ne ce ți-ai luat de aici. Doar astea două atâta? Uh-huh. Ok. La Noriel, la Noriel, cred că am fost și în primul episod, nu? Am fost. Bine, noi avem cam aceleași magazine pe aici, așa că n-avem ce să facem. Mergem? Mm-hmm. Haide. Un CD făcut brățări. Se făcut brățări? Mm-hmm. Am înțeles. Deci să-mi faci și nouă câte o brățară atunci. Mm-hmm. Da? Bine. Bagă aici la pungă. Unde mai mergem? Tu gândește-te. E șansa ta. În altă zi nu te mai întreabă nimeni așa. O să fie ciudat, dar vreau să mergem în H&M. Gata, a dat-o în lucruri mari, cum ar veni, de oameni mari. Haide, ia zi-ne Maria, ce ți-ai luat aici? Deci am venit în H&M ca și așa poșetă, ca să vedeți și voi. Pentru că văzute mai demult. Ai văzut mai demult și îți plăcea? Era 60 de lei și nu puteam eu să-mi iau. Gen, ți-am luat-o eu, lasă, că ți-am luat-o eu. Oricum, era undeva aici și s-a uitat așa aia și parcă n-a vrut să o ia, că era prea mult. Și am zis, ia-o, că eu zic da la orice. Și a luat-o. Am ajuns din nou la mașină, e puțin cam greu cu filmatul pentru că sunt melodii în magazin și na, e problemă, nu e ok. Deci Maria și-a mai luat ceva din H&M, pe lângă gentuța aia sau poșet, habar n-am, nu știu ce. Și-a mai luat bluză, tricou, nu știu, tricou cred, nu? Da, tricou, cu cap distruț ăsta. Așa, cine e ăsta? E din desene, Stitch, Stitch. Din desene, am înțeles. Deci le vedeți pe astea două, da? Deci atenție, uite. Zi tu, Maria, sincer, am zis eu să-ți iei ceva, ți-am zis eu, sau ți-ai ales tu ce-ai vrut? Am ales eu. Deci și-a ales ea ce-a vrut, dar eu vreau să fac o mică paranteză aici. Astea două, 40 de lei, mâncava și gura voastră, două picturi din astea. Până și Maria a zis că să-mi cumpere. Deci voia săraca să nu le mai ia și am zis, bă, dacă am zis că zic da la orice, pune-le, ia-le, nu-ți fie rușine. Dar, bă, două picturi, nu mâncați și gura ta, 40 de lei. Deci nici nu-s două pixuri, un pic și două radieri. Da, na, asta este. Nu, oricum,
Am văzut, când o să avem un copil așa, pe la magazinele astea cu jucării, cu asta, cred că o să fie problemă mare tare, adică în sensul că te scoate de bani grav rău de tot. Nu știu. Dar unele chestii sunt mișto, că și mie la anime îmi plac. Și încă Maria e mare și... Da, știu, da, da. Adică nu și-a... de niște lucruri, adică da, da. E un fel de shopping controlat la Maria, nu păi e uite, ceva... Păi uite, le-am zis acolo, când eram la H&M și a văzut poșeta aia, îmi vine să zic portofel, mereu că e micuță, când a văzut poșeta aia, ea s-a uitat așa și a dat să plece și Andreea a întrebat-o și a zis, da, dar ce-i cam mult, că 60 de lei, știi? Și eu am auzit și am zis, bă, ia-o, că dacă eu ți-am zis că zic da, zic da. Adică în sensul că ea a bun simț și n-ar fi luat-o, înțelegeți? Nu s-ar fi dus cu... la orice, nu știu, acum telefoane, chestii, iPhone, chestii, că știi și ea limita, adică nu face bătaie de joc, ca să zic așa. Dar unele chestii, nu știu, o să fai și de dacă mine. Ai un copil mai mic, ce urât e unghiul ăsta din care mă filmezi? Păi ia tu, te rog, că eu nu știu cum să mai țin. Fă tu vlog, uite, ține tu. Dacă ai un copil, cum îți place ție? Dacă ai un copil mai mic, așa? Îți dai seama că plânge la urlă tot magazinul ăla sau aud. Ce diferență că e 200 de lei, că e 100 a, de lei. A, bine, nu știi, nu înțelegi, Maria. Da. Un copil mai mic urlă sirenă tot magazinul și până la urmă e ceva. Până la urmă ce să faci? Cred că cel mai bine este să ai cu cine să-l lași acasă când te duci la cumpărături la ceva. Da, dar bine, inevitabil, la un moment dat trebuie să te primi și cu el să ieși și vezi. Da, nu știu cum o să reacționezi. Da, păi, de exemplu, eu când eram mică, mergeam cu mama la Paco. Da. Gen, mergeam să cumpere chestii, știu, da. O pâine, o da, da, da. Ce aveam nevoie. De bucătărie. Exact, era de magazinul de colț. Da. Și gândește că eram la casă, era o grămadă de chestii și eram mică. Și nu țipai, nu urlai, da, nu? Da, făceam ca toate alea, mă scutea greu rău de magazin. Okay. Nu stai seama ce putea să fac. Bă, nu știu, de aici o lăsăm pe Maria să gândească, mai stăm 5 minute și trebuie să ne dai locații. Sau dacă știi deja, eu aștept să ne spui. Eu cu Dau sunt pregătit cum ar veni. Te mai gândești? Ok, ok. Mergem în Piața Unirii. Așa. Acolo unde sunt gogoși, înghețată. Am înțeles. Deci vrei la gogoși, la înghețată, ai dat un dulci, urca azi. Da, azi chiar n-am mâncat nimic dulce, nu? Nu. Mergem, haide. Vizim, dai... Cum ar fi? Mamă, din asta mănâncă Danu. Tu cu Danu ce mâncați din astea, așa. Dar prima oară când mănânc. Prima oară când mănânci din astea? Bine? Îți plac? Da? Bine, am mai zis, da, aici aș lua un copil mai mic. Și ala așa o înghețată. Mi-e zis, fac transfer după aia, bără volu. Nu mă iubit așa, e nebunit la cap. Ai luat o razna. Deci e bune, da, e ok. În timp ce mănânci ele așa, poți să te mai gândești dacă îți vine vreo idee, da? Mă gândesc. Deci totul bine până acum, da? Da. Bine. Maria, între timp, s-a schimbat în mașină și de tricou ăsta. Îi place mult, e mișto, nu? Bun, zim, încotro, la ce zic da? La Paco, ce luăm, un kil de mici? Ha? Nu, la Paco? La Paco? La Paco. Da, nu știu, am rămas răbunit. Păi ce e de acolo? Sau ce? Sunt niște biscuiți care îmi plac mie foarte mult, cu ciocolată. Ok. Dar nu tocmai am mâncat gogoși. Biții, da, da. Biții, na, n-avem drept nu, de a spune. A, cine zice că dacă am mâncat gogoși și mi-au da, biscuiți, trebuie să-i mănânc chiar acum? Da. Cine zice că, a, okay, cine zice că nu poate să-și facă provizii pentru 4-5 zile, cum ar veni, da, gen. Vezi? Creier, bă, creier. Profit acum, cum ar veni, ca să fie bine. Da, mergi, ce să mai mergem la Paco. Revenim. Care sunt? Ăștia? Teddy? Mm-hmm. Ok, una atât? Două. Două, nu? Așa ziceam și eu. Mm-hmm. Perfect. Atât? Am luat o apă din asta, dacă vrei. Mulțumesc. Ia mai luat pe lângă și asta. Cards și Teddy. Biscuit, uite și biscuit și-a luat. Mă gândeam la cu totul bun. Altceva. Bun. Îi știai? Îți plac? Bun, mănânci și tu? A, de ce să mai, mă? Ea, mâncat de la iar, nu-ți imagina. A, ok. Ce facem? Zim, ca să știm. Încotro o luăm. O să mergem acasă. Gata, terminăm? O să mergem acasă, dar nu terminăm. O să te aștept acolo încă ceva de făcut, dar nu vă zic acum, o să vedeți acolo. Am înțeles. Ceasul e 7, ca să înțelegeți, da? Am crezut că s-a terminat, da? Nu, deci nu mergem acasă, nu? Ba da, mergem acasă. A, ba acasă, da, mergem, scuze, nu mai știu, că nu mai, deci... Nu mai pot de cap, mergem acasă. Voiam să zic că nu s-a terminat, nu? Da. Chiar stă bine cu tricoul ăsta. Jumate nu, stă bine, nu? Chiar stă bine. Jucării și restul cu... Chiar stă și bine. Și pantalonii ăștia dacă chiar facem bine. Așa, mă, măsurătoare. De aproape cât e? Nu știu cum să zic, da. Da, nici tu nu ești departe, nici eu. Hai, suntem mici cu toți. Și Iurica?
Aici, pisica Andrei, aici, doar mi-tratat ziua, la fel ca Pablo. Asta e iubita lui Pablo, ca să înțelegeți. Nu s-au mai văzut de mult, dar nu contează. Că... merge relația la... relația la distanță merge. Greșește o leacă că Iurica are un iubit și s-au și Păi dacă aude Pablo asta. Iurica, deci tu așa ai făcut tu? Mamă. Deci am ajuns acasă și vreau să te joci și cu mine. Pentru că sunt sigur... Am crezut că a scăpat din partea asta. Sunt sigură că dacă aș vrea să mă joc într-o zi cu cineva, Andreea sau David, nu o să vrea să joace cu mine. Nu se joacă, așa că da? de ce să nu te joci și tu acum? Gata? Hai, gata, pregătite, iau ce. Dacă nu-mi ziceai? O, da. Să mai aud, deci vreau spectacol public. Mulțumesc. Nu mereu fac așa, știi? Știu că mă doare spatele și asta, dar mereu îmi place să fac spectacol când m-ar veni. După ce închid camera, mă plâng, așa merg până cazii pe ăla. Iubita, nu mai pot să spun. Nu mai pot ce mă doare aici. Gata, Costea, am terminat? Gata, nu? Nu. Poți plec? Nu. Păi ce, mai ai alte jocuri? Da. Mamă, ia! Păi, păcat, ai dat-o casă și-a. A găsit tu crezi că scape așa ușor și se cheamă, zic, da, o zi întreagă. O zi întreagă mai e. Nu, am luat toate sporturile astea. Badminton, ping-pong, fotbal și așa mai departe. Câte ai? 44, 45. A, păi gata, acum ai bătut, ce să mai... Știi câte de zârcă ai tu la bătă? Dar să-mi zici dacă mai trebuie. Să-mi zici dacă mai trebuie apă. Uite puțin cât e. Dacă tu știi, poți tu să faci batoșul. Ia hai, deci ăsta, da. 3 zile stau aici și tot mă pun. Uite aici pot să fac. Da, fii atent, să-mi zici dacă mai trebuie apă sau e prea mult sau e prea puțin sau... E bine. E bine, dar... Dar asta sare. Ai, puțin problemă. Dar hai să vedem. S-ar putea să nu poți să faci. Nu există, la mine nu pot. Nu există. Că nu există, dar... Deci 3 ani, aș vrea să stau aici. Trebuie să stai aici, nu ai ce să faci. Nu, nu am răbdat, deja am plicit. Unde crezi că ai pus-o? Că eu fix 3 zile stăteam. Cât ai dat? De 10 ori ai dat max? Nu știu, habar n-am numărat. Aia zic. Dar că pe asta mai întâi o să... Am obosit. Și eu rău, și eu doar filmez. Pe bune am obosit. Abia acum simt așa... Adică nu mai îmi place. Ea de-abia acum are energie, văd că aleargă, fuge, zice în casă, mai aduce o jucărie, mai aduce ceva, un alta. Eu fac niște trasee cu mingea. Așa? Pe aici. Și tu trebuie să faci tu cu mine. Aici dai o dată așa. Așa? Ce what the fuck? Așa? Faci traseu, da, mă? Așa? După aici vii și faci așa. Până în cap. Asta-i? Partea cealaltă. Așa? Așa. Și dai o dată așa. După aia te duci așa. Așa? Faci. Dar te râzi de mine acum sau chiar faci ceva pe mâini? Te pare așa că... Băi, la mișto cu asta. Așa pare că te râzi de mine. Pa bune, m-am plătisit. Nu vă zic la mișto și chiar vă glumesc. Îmi ți som? Ești obosită? Nu. Da, ce să zic, frumos. Nu, dar așa Andreea, nici ea nu... Nu se lasă. Așa. Ia. Și după aia, dacă schimbi ăsta, face în altă parte. Și ce-s măzgâliturile astea așa? Cercul ăsta măzgâlit. Nu vezi și mișto. Îmi prescrie pixul ca lume. Ia, bă, trebuie să fac la 15. Mai facem ceva? Ca știu să închei vlogul. Așa mai gândesc. Păi încă ziua nu s-a terminat, mai e timp, nu chiar doar. Păi 8, la tine dacă se termină ziua. Ei, mai e o leacă. De obicei, la copii, eu știu că ziua se termină, nu maxim. Lasă că mai e timp. E, timp normal că mai are. Putem să stăm și până la 10. Nu se facă în ăla inimioară. Ai auzit, da? Putem să stăm până la 10. E, sunt bine, e meu. Aole,
este pentru tine. Să nu zici chiar ceva, nu? Nu. Dar? Am terminat, gata. Deci gata, încheiem cum ar veni? Da. Aia zic. Băi, apăsați și voi butonul de like acolo în forță. Am zis că la 100.000 o să-i zic da Andrei, da? Uh-huh. Toată ziua. Dați like acolo în forță. Sper că v-a plăcut și partea a doua, pentru că mi-ați cerut mulți să fac partea a doua cu Maria. Cam atât. Sincer să vă zic, pe bunii s-au obosit, fără mișto. Zic, Andreea, nu vă mai zic și fața, are așa, sunt în spatele camerei. Da. Vreau să fac un duș. Dar eu nu sunt obosită. Da, bine, ia, să nu. Pe tine nu te întrebai. Da, să închei repede, că cine știe ce idei din astea mai vine. Vă pup și ne vedem la următorul vlog. Cam asta e treaba, pa, pa. Pa, pa. Și-a dus să mă pun în pat. Nu mai pot. Pa. Vrei să le mai spui ceva? Nu, uitați-vă la Andreea. Pa.